poate, că oricum deja a apărut și între. În județul Maramureș, în Tăuții Mălgherăuș, din păcate s-a identificat un caz de TBC la un cadru didactic. Domnul director a informat Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, precum și toți factorii, adică Direcția de Sănătate Publică, Primăria Orașului, toți factorii implicați în acest caz. S-au luat toate măsurile care s-au impus. Cazul a apărut la noi acum o lună de zile. Medicul curant de la noi din spital, după minimele investigații, a bănuit că ar fi ceva. Doamna, între timp, din ce știu eu, s-a și căsătorit și medicul curant a insistat foarte tare să vină să o vadă. Doamna nu este supracontagioasă și de aici este chiar și mulțumirea noastră și asta vă spun și pentru toți contactii, adică toți cunoscuții cu care dânsa s-a întâlnit în această perioadă. Într-adevăr, doamna a fost profesor la Șincai, nu mai este, este la Tăuți acum, profesor, dar la Tăuți încă nu a apucat să profeseze pentru că a fost în concediu legal de odihnă. A revenit la noi în spital și s-au reluat testele și doar în cultură, în cultură s-a dovedit că este pozitiv, adică acel BK pozitiv. Ce am făcut noi? Am făcut testul la reacția cu tuberculina, adică pe înțelesul tuturor că cei care trec pe la noi prin spital știu, am făcut IDR-ul la toți contacții, adică la cele 5 clase, 150 de copii la care dânsa a predat la Șincai. De mâine o să se citească aceste teste, să vedem reacția la testul respectiv. Din ce știm până acum, nu sunt și nu vor fi probleme majore. Colegii profesori ai doamnei doctor, toți cei 5 colegi au fost la noi, au făcut radiografia chiar fără niciun fel de problemă. Dacă la cei sau din cei 150 de copii la test vor răspunde câțiva pozitiv, nu știm câți, pentru că am zis de mâine să începe verificarea, aceia o să fie rechemați pentru investigații în plus, radiografie și tot ce este nevoie. Eu aș spune ca cei care ne văd, cei care ne aud, cei care știu de acest caz să fie calmi pentru, și să nu intre în panică, pentru că nu este o situație deloc gravă, cum vă spuneam, doar în cultură a ieșit acest test pozitiv. De asta nu este, doamna n-a fost periculoasă în a transmite tuberculoza. Sunt fonduri, dar trebuie să vă spun că fondurile sunt total insuficiente. De ce? Pentru că în această lună noi vom primi fonduri doar pentru, să spun așa, 5 pacienți. Până la finele anului sunt promisiuni că vor mai fi bani pentru acest program pe care lumea îl cunoaște, programul Stop Fumat. Mai eu nu vreau să trec de la ce m-ați întrebat dumneavoastră la altceva, dar aș putea să vă spun, printre altele, că avem bani suficienți în Maramureș și spitalul nostru are bani suficienți pentru programul național de tuberculoză. Da, suntem foarte interesați și pentru programul Stop Fumat, dar acolo fondurile sunt, au fost mult mai mici în anul 2000, în anul 2014 și acum probabil că în contrapartidă Ministerul Sănătății împreună cu Institutul Marius Nasta, împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate au făcut o analiză mult mai amplă și în detaliu pe ceea ce înseamnă Programul Național de Tuberculoză și vă rog să mă credeți că s-au alocat fonduri de la Ministerul Sănătății cu 49-50%
peste bugetul inițial aprobat. La Maramureș ce vom face cu acești bani? Deci dacă vom asigura tot ce înseamnă prevenție din acești bani, dacă vom asigura tratamentul, medicația din acest supliment, uitați-vă că la Maramureș mai rămân bani și pentru a pune la punct două camere termostat. Așa le spunem. Ce înseamnă aceste camere termostat? La un moment dat discutam ce se întâmplă cu acele culturi și ce se întâmplă cu acea doamnă profesor. Camerele termostat sunt pentru noi sau amenajarea acestor camere termostat pe care le aducem la standardele anului 2014, pentru că noi astăzi avem cele două camere, dar sunt mai vechi. Ori din acest supliment aducem la standarde de 2014 aceste camere termostat, unde aceste culturile pe care noi le urmărim, investigațiile suplimentare care le facem pe segmentul de bacteriologie tuberculoasă ne vor ajuta foarte, foarte mult. Ne vor ajuta pe noi ca și spital, ca și specialiști, dar bineînțeles că vor ajuta foarte, foarte mult populația acestui județ pentru a depista mult, mult mai repede tuberculoza. Care sunt sumele pentru investițiile necesare la cele două camere? Deci cele două camere termostat vor costa 80.000 de lei, reamenajarea lor. Este o amenajare destul de, să zic eu așa, nu costisitoare, dar nu orice societăți comerciale pot să o pună la punct, pentru că acolo sunt câteva lucruri foarte țintite. De ce? Acolo se lucrează cu un inox special, toată, începând de la dușumea, pereți, tavan, tot, vor fi dintr-un inox medical. Sunt, din ce știu eu, 3 sau 4 societăți în toată România care se ocupă de astfel de lucruri și lângă cei 80.000 pe care îi luăm din programul de tuberculoză pentru aceste camere, vom mai aloca și 8.000 de lei pentru un microscop binocular performant, care tot în segmentul de bacteriologie în laboratorul nostru va ajunge ca și aparat performant. Va fi o rezervă pentru o cameră, pentru o persoană sau va putea găzdui mai multe persoane acolo? Cum se procedează? Deci numai un picuț, dacă le numim camere termostat, nu înseamnă că acolo sau aceste camere termostat sunt pentru pacienți. Nu, aceste camere sunt pentru culturi. Acele culturi le stau acolo. De fapt, este un gen, pe înțelesul tuturor, un fel de incubator. Asta este. Un fel de incubator unde aceste tulpini stau la crescut și le urmărim. Și vedem ce se întâmplă cu ele. Deci dacă bolnavul este interesant, se vede bolnavul, asta este imaginea. Astăzi a avut o imagine, la externare alta, se uită frumos, le compară, e tot ok.